Am cumpărat deja bilete de la acest automat. 10 lei pe zi pentru adulți. Aici câteva informații despre parc. Și aici un indicator cu taxă. Să vedem, asta trebuie să fie traseu despre Duruitoarea, da? Un alt traseu. Noi o să facem traseu spre, direct spre placă. Și poate ajungem și la Dochia, să vedem în funcție de timp. Cabana Dochia 3 ore jumate, vor fi placa 3 ore, ok, fântânele în drum. Astăzi duminică, duminică de azi, da? Ne-am hotărât să facem un traseu, un chiafleu. Și deși vremea n-arăta așa wow, dar poate să avem noroc. Oricum e frumos, chiar e frumos. Și aici e doar intrare. Lindu rău. Ia să vedem ce zice aici. Câteva informații. Asta ar fi traseul. Și asta cred că e același lucru. Trecem peste drum, drum județean. Și intrăm în pădure. Din nou. Un pic de nori pe jos. A plouat puțin de dimineață. La sus cred că o să fie ok. S-a oprit și ploaia. Nu mai noroi că sunt pietre. Ne apropiem de cabana Fântânele. Ajungem și la Fântânele. Cabana a fost refăcută. Este acum ca un hotel. Aici traseul se desparte, nu merge pe cascada Duruitoarea. Și noi să mergem spre Dochia, spre Toaca, două ore.
Am ajuns în zona la morminte. Respectați muntele. Maria ustașilor s-au jertfit pentru apărarea patriei în cel de-al doilea război mondial. În 1944 în locul cu următura de pe muntele Ceahlău. Interesant, nu știam. Deja suntem pe la 1600 de metri. Atitudine și e zăpadă. Încep să bată și vântul puțin. E zăpadă mare, dar e mai bine decât noroi. Să vedem ce indicator este aici. În luna Zimbrului. Ca să vedem. Cred că se vede minunat de aici. Dacă n-ar fi ceața asta. Legenda spune că în zona la scaune, Dragoș Vodă, aflat la vânătoare, reușește să lovească cu o săgeată un zimbru dintr-o turmă. Zimbrul rănit a reușit să ajungă pe sub Toaca și Panaghia spre Curmătură, apoi în vale printre colții stâncoși de sub Piatra Lată și a găsit sfârșitul în această zonă, care acum poartă numele de Cununa Zimbrului. Păcat că nu se duce ceața asta. Da, nu știu cât e cât. Spre vârful Toaca. Nu mai spune cât, dar mult nu mai trebuie să fie, că deja suntem aici pe nișul ăsta. Pe acest traseu, după ce treci de pietrele lui Baciu, vei întâlni o stâncă impunătoare, stânca Panaghia. Despre aceasta sunt foarte multe povești și legende, una dintre ele fiind cea a lui Calistrat Hogaș. Panaghia era o fată nespus de frumoasă pe care ursitoarele au ascuns-o de invidia muritorilor în Ceahlău, în peștera pusnicului Gedeon. Soarele o privea cu dor în fiecare zi din înălțimile cerului. Aceștia se îndrăgostesc, iar noaptea se micșorează. Dumnezeu îl pedepsește pe soare să nu mai răsară pentru a nu mai putea ispiti sufletele muritorilor. Panaghia nu poate trăi fără soare și îl roagă pe Dumnezeu să o transforme în stână de piatră și să permită soarelui să strălucească din nou pe cer.
Am ajuns și la scară. Nu știu câte trepte sunt, dar sunt destule. Pare și ceață pe vârf. Deja aici începe vântul foarte tare. Am ajuns și pe vârf. Să încerc să ajung și până pe vârf, dar bate vânt foarte tare și e gheață pe chestia asta. Două mâini aici. Urcat cum urc, eu dată cobor, nu știu cum am. Wow, ce gheață! Pur și simplu mă dărâmă vântul aici, atât de tare bate. Asta a fost vârful Toaca cu mult vânt. Am coborât și noi de pe vârf, e totul altceva aici, nu bate vântul deloc. Nu știu dacă s-a auzit ceva pe filmare, sus pe vârf era vânt foarte puternic, am încercat să urc și acolo unde este indicatorul, deși era gheață pe stânca aia, ultima bucată. Mergem spre cabana d'Ochea. E distanță mare până acolo, am zis să... Dacă tot am urcat până pe Toaca, să mergem și la Dochia și pe urmă ne întoarcem spre mașină. Să ne stați la Durău. Ajungem și la Tokyo, e vânt puternic și aici. Am mâncat câte ceva la Tokyo și acum plecăm înapoi spre Durău. Încă mai bate vântul destul de tare, încă e ceață, dar nouă ne-a plăcut.
prins un pic de fereastră, dar se pune iar ceață. Se vedea interesant în față, se vedea chiar spre poarta. Scăldătoarea vulturilor. Există o legendă și despre acest loc. Este o poveste de dragoste între Lisandru, un cioban ardelean, și fata unui cneaz foarte bogat. Deși căsătoria fetei a fost deja aranjată cu un fiu de boier, aceasta fuge cu Lisandru la stâna lui din muntele Ceahlău. Tatăl fetei își dă seama că cei doi au fugit și pleacă cu slugi înarmate în urmărirea lor. Lisandru cere mâna fetei boierului, însă acesta îl refuză, iar tinerii decid să se arunce de pe marginea unor stânci în prăpastie. Există mai multe variante ale finalului poveștii. Una ar fi că s-au zdrobit de colțurile ascuțite ale stâncilor, iar alta că ar fi sărit pe o potecă numai de ei știută. Am ajuns din nou în zona la morminte. Deci nu mai avem mult până la cabana Fântânele. Am ajuns din nou la Fântânele. A început și o ploaie ușoară. Aici lumea e pe petrecere. Ajungem înapoi la drumul județean. Noi ne-am lăsat mașina aici, foarte aglomerat de obicei. Mai avem 20 de minute până la mașina noastră. Avem o porțiune prin pădure.